în dimineața aceasta vorbim despre bodybuilding, să vă încord și nu mă ajută, dar dai, am zis că băieții ăștia care își fac poze stau așa ca să se umfle brandul. Să-l întreb pe Vali, trebuie să stau mai bine în poză ca să... Da. Bună dimineața, Vali! Da, bine zis! Vali nu a venit astăzi singur, de fapt ne-a promis data trecută când a fost în emisiune că o să ne aducă pe cineva și noi ziceam, bă, sportul ăsta numai băieții, fetele, nu? Uite că am descoperit... Sportivă la noi, la club. Foarte bine. De fapt, ne-ai povestit despre Vali. Bună dimineața și bine ai venit. Bună dimineața, bine l-am găsit. Da. Mirela, cum este să fii așa, nu știu dacă ești singură într-o lume de băieți, dar poate îmi spui tu, cu toate că avem aici un videoclip în care apar mai multe fete, dar așa la nivel de, nu știu, de oraș, de județ, mai sunt? Nu, sunt singura pe această specializare, bikini fitness și body fitness. Singura din județ, da. În țară mai avem sportive care participă la aceste sporturi, dar în special cei care ajung cât de cât la un nivel mare, atunci pleacă în străinătate, deci... Hai să te întreb altfel. Noi știm că tuturor domnișoarelor și doamnelor le place să facă sport, să meargă la sală. Acum neapărat ce fac la sală nu pot să-mi dau seama exact, dar toată lumea face sală, face jogging, face să-și mențină tonusul. Da? Acum de acolo și până ajunge ca și tine e totuși un drum destul de lung. Tu ce sfaturi ai dat, să spunem, o să vadă lumea, de fapt, dacă se uite așa la tine, o să zică, a, ce doamna, nu-i nimic. Da. O să vadă imaginile imediat de la un concurs. Și atunci o să-ți dea seama de fapt ce înseamnă să ai într-adevăr musculatura bine pregătită. Da, noi avem un drum lung. Majoritatea dintre noi am început la o vârstă fragedă, adică 12 ani, 14 ani când începem acest sport. Deci dacă lumea ne vede pe stradă, noi suntem niște oameni normali, adică ne îmbrăcăm normal, ne purtăm normal. Nu mâncăm, în schimb, grăsim și deloc. Sunt nesănătoase, nu. Deloc, foarte bine. Nu deloc. Doar că perioada aceea de pregătire este lungă și doar forma noastră finală contează pe scenă, adică când noi suntem cu musculatura bine dezvoltată, asta este un proces. Face și Vali pentru concurs. Intervine nutriția ultima lună. Nutriția, scoaterea apei și este un proces lung, sigur. Două, trei zile înainte unii chiar ajung. Bem cu o săptămână înainte. Cu o săptămână înainte bem mai multă apă. Bem între fetele între 8-10 litri, băieții între 8-12 litri. Asta pe zi? Pe zi. Cum să bei pe 8 litri pe zi? Colegul. Noi de abia avem 3. Zici 3, băi. Ultimele 3 zile nu mai bei deloc. Ultimele 3 zile o scoatem de tot acum. Logica care e? Pe scenă trebuie să apară striațiile. Hai să vedem cum arată striațiile pe scenă. Ion, te rog. Uite așa și tu poți să ne povestești în timp ce ne prezentăm. Ești aici cu o prietenă? Da, aici am participat la Tiger Classic în Sibiu, anul acesta, în vară. Au fost multe concurente, au fost și din Ungaria și din Slovacia chiar. Nu face parte din asociația noastră concursul din IFBB, este un concurs privat. Aici a participat și Anca de la Baia Mare, prietena mea, și ea face parte tot din aceeași asociație FIBB. Am vrut să pun o pauză dacă văd undeva ceva. Nu, da. nu, stai că am văzut aici. Uite, domnșoara asta de aici e un pic mai plinuță, să zic așa. Da. Așa e modelul sau da, nu, se încadrează? Este, aici își intervin eu 10 secunde. E vorba de arbitraj care e foarte subiectiv, ca la culturism. Deci toată aprecierea e subiectivă 100%. Deci poți să te dea pe locul 1 sau pe locul 3 din start. Și aici ce se, la culturism la fel, cum se... Păi chiar și acolo... Același lucru ca și la culturism se punctează aici. Nu trebuie să fie musculatura atât de pronunțată, da. Deci nu au masa și nu trebuie să aibă masă musculară. Uite aici la poza asta, de exemplu. Uite, tu arăți foarte bine. Dar trebuie perfect, să fii definit, aia înseamnă. Definit, exact. Da, tantia aia dinainte era, avea un pic. Aici intervine subiectivismul care... Aici, uite, ea e cam aici mare deranjează, da. Da. Nu înseamnă că nu e frumoasă, dar eu știu cum e cu arbitrii, dacă
Păi aici intervine problema, că unul care scoate apa și face o dietă este efectiv un chin și ăla vine care nu face aceeași muncă și același, prin aceleași suferințe și el ia locul 1. Aici intervine frustrarea. Da, uite aici niște poze foarte frumoase. Și n-ai cum să contești. Nici... Câte concurente au fost? Au fost, cred că, 8 la categoria mea și pe cealaltă, că sunt pe categorii de înălțime, au fost mai mult, au fost 11. Cu ce înălțime, Mirela? 1,72,6. Ah, 1,73. Și trebuie să ai și o anumită greutate? La... Nu, dar eu mai mult pe scenă de... 45-46 de kilograme nu am niciodată. Uite aici se vede cât de bine îți definiți mușchii. Fantastic. Și restul concurentelor, cam tot în jurul acestor... Nu, sunt mai... Sunt mai... mai bine făcute, dar eu mă acces foarte mult pe definire. Sunt șase categorii. Uite, de exemplu, șase categorii. Acum, ultima modificare, care am și listat-o, șase categorii vor fi și la naționale de la Cluj. Uite, colegul, la poza. Regulamentul la IPB. Asta, antia asta e mai plinuț, o leacă, să zic așa. Deci, modificarea ultimă, cea mai recentă, de pe categorii de înălțime la el. Da, sunt o grămadă de reguli, da. Disciplina, mai fizic, patru categorii, pentru că urmează 1,70, 1,74, 1,78, 1,78. Uite aici și Vali și-a făcut o poză cu fetele. Aia e după concurs, în spate. Da. În spate. Și ce loc ai luat aici? A locul 3. Bravo, felicitări. Felicitări. Și să nu spui că locul întâi a luat tantia aceea. Bineînțeles, da. Vezi, mă, colegul, ai văzut? Băi, câteodată și burtica e deci, bună. Deci degeaba avea ea mușchi bine definiți, că acolo erau... Păi dacă din Sibiu. Da, a spus tot. E așa, Vali, din Sibiu. Nu mai e din Sibiu, na, e din Sibiu. Dacă era la Deva, l-am luat bună. Da, deci la Deva nu organizezi, nu se poate. Eu am făcut în anii trecuți 12 demonstrații cu crema la crem, dar nu, e greu pentru că trebuie sponsor, nimeni nu-ți vine din țară fără să-i plătești de deplasarea, masă, deci nu mă mai înham la așa ceva. Nu mă înham că nu mă ajută nimeni. Care este următorul concurs la care o să particip? Următorul concurs va fi în 27-28 naționalele. Luna aceasta? Da, unde în septembrie, septembrie, la Cluj. Da. Și în 6 octombrie vom avea, pentru că nu voi fi singură care va pleca, vom avea Viena. Cine te ajută pe tine? Că mă gândesc că nu-i ușor, că și Vali are probleme de genul ăsta. Nimeni, îmi plătesc tot, singura deci fantastic. Dar spune de colaborare de afară, colaborare cu Bodycult, firma Bodycult de suplimente nutritive. A rămas colaborarea de anii trecuți, pentru că eu am participat, e primul an când eu particip în România. Deci 10 ani a stat în Austria. Și 10 ani am participat pe Austria, am adus și postere. Deci chiar ai fost în Austria și ai concurat. A stat 10 ani, da, și acolo am participat. Lumea mă cunoaște foarte puțin, pe piața românească sunt foarte puțin cunoscută în acest. Dar în Austria ești cunoscută. Da. Cum, care sunt diferențele dintre concursurile organizate aici și cele în Austria? O mare diferență, pentru că acolo efectiv nimeni nu te cunoaște și dacă ești bun, atunci iei locul care îl meriți. Se punctează definirea, nu masa, pentru că oricine poate să fie mare, să mănânce și să facă mare. Da. Mai greu este când scoatem apa, că nu oricine poate să țină o dietă drastică doar de orez și piept de pui dimineață după masă seara. Băieții 6 mese, 8 mese pe zi, doar orez și piept de pui. Ultimele două zile, care e? Doar piept de pui. Piept de pui dimineață, după masă seară, la grătar sau la aburitor. Ce ți-ar place asta? Numai că ai băncat cam mult. Da, Mirela, la ce mult de bă, diferența dintre Austria și România e ca la 3 ore. Băieții și mai des. Până la ce vârstă vrei să continui? Până o să arăt bine. Păi mă gândesc cum să arăți bine tot timpul, că nu ai cum să arăți o dacă te ții de... O intervenție scurtă cu vârsta, da. La WrestleMania. A fost o concurentă de 66 de ani, care arăta ca cele de 33, aici e problema. Da, sunt sigur. Ca la 33 arăt. Nu era nicio diferență pe scenă. Nici nu știai cât. Nu avea un rid pe ea, nu avea, deci nu mai spun corp. Am înțeles. Da. Deci, 66. În primul rând, asta e un stil de viață sănătos, să spunem așa. Asta e în primul rând. Da. Acum, evitând grăsimi, două luni înainte de care e regimul pe care trebuie să-l ții? Sau, și care e deci, antrenamentul? Două și... luni înainte intru deja în regim. Asta presupune doar ore și piept de pui. În fiecare zi? De trei ori pe zi, da. Și altceva nimica? În fiecare zi, nimic altceva. Plus suplimentele, nu, plus suplimentele nutritive, incluzând proteinele, aminoacizii, megarginină, fat bone, arzătoare,
tot ce presupune suplimente nutritive naturale. Cât de mult timp îți ia pregătirea? Mă refer de, într-o zi de, nu știu, de 12 ore. Deci eu mă antrenez cel puțin 2 ore pe zi, aceasta pe grupe de mușchi și apoi cardio încă o oră. Înțeleg. Cardio presupunând aerobic, taibo, zumba, care eu le fac cu copiii de la Crucea Roșie. Foarte în mod de voluntariat pentru Crucea Roșie și în rest la sală. Dar nu predai. Pe zi. Ba da, și eu am predat, da, și am și predat. Eu sunt o grămadă de domnișoare de astea care vor să... Sigur, am și predat, în Austria, în Germania. Dar te rog să predai și aici să-ți deschizi o sală, că noi să facem reclamă. Posibil că o să deschid, da. Bine. Deci, și adică, cea mai simplă reclamă la tine, știi care e? Pun afiș mare cu tine, vrei să arăți așa? Intră pe ușa asta. Nu vrei? Ce tot atâta o dăm, că nu știu ce. Dacă vrei să arăți și tu așa... Asta e în state, personal trainer își pun postul. Dar nu colegul să arăți și... sau cum? Să arătăm un pic afișele astea. Aș vrea să le arătăm. Cât mai e aici încă? Mirela? Aș dori să menționez Extreme Equipment, firma din București. Este firma care mă sponsorizează și îmi face costumele, îmi confecționează costume de concurs. La fiecare competiție am un alt costum de scenă. Ele sunt speciale pentru fiecare grupă, sunt costume speciale. Să vedem colegul, tu crezi și pantofii sunt speciali. 12 cm toc, în față numai un centimetru, n-ai voie. La aceste concursuri să înțeleg că este o combinație între frumusețe, până la urmă e un concurs de frumusețe. Bikini asta presupune. Asta presupune, dar e și totuși și partea sportivă. Rămâi feminină, dar foarte sportivă. Foarte bun, asta îmi spunea la un moment dat Vali, nu am insistat foarte mult la când ce a fost el în America. Bikini ăsta e o chestie de frumusețe pentru că există și culturismul la extrem, de unde domnișoarele arată ca domnii. Exact. Aici nu-i cazul, la bikini e vorba de doar rămâi feminină, dar feminină. Totuși ai, se văd și mușchii. Asta am e foarte interesant. Am fost de față, am participat la concursurile din Austria, Germania și Londra. Foarte tare. Cu Iosif Schmidt Junior. De acolo se trage și Schwarzenegger, bă, dacă e să ne gândim. Arnold Schwarzenegger, nu? De aia a fost, de aia a fost memorială din Tal, nu? De la Arnold? Da. Arnie. Mr. Universe și toată lumea îl știe pe aici Arnold. Aici am participat pe culturism la perechi, la Steyr. Foarte, am luat foarte locul întâi la perechi. Da. Poți să faci reclamă la ce vrei tu. Nu te chema nimeni, bă, așa o fată nu mai găsim, ia. Ha? Lasă că o chemăm noi colegul, dacă da? Nu chemăm nimeni. Mirela, ești fantastică, bravo. Ți-am zis, ar trebui să... Tu faci aici Crucea Roșie din astea, trebuie să faci o sală din asta, că spun eu că domnșoare s-ar găsi care ar dori să, uite, să, pui să mănânce asta, bine. Păi vă lăsăm aici așa? Un post, care vreți nu? Da. Da. Și eu vin atunci. Vii? Uite, prima. Da. Aici, direct. Vreți să arătați așa? Vreau să mai... Da. Poftiți pe ușa aceasta. Deci, ascultă-mi, cea mai bună reclamă, atât spui. Vrei atât să arăți așa? Deși la noi, pentru pui că la noi în oraș există, există o problemă. Sunt multe antrenoare de aerobic fitness și așa care... Da, dar ea și știe despre ce vorbim. Ea și știe și arată. Asta e marele tău avantaj față de restul. Da. Tu știi despre ce vorbești. Da, eu am început la vârsta de 14 ani, când domnul Vali, antrenorul meu, avea pe timpul acela la Simeria o sală de fitness și culturism. Și atunci am început acest sport. Eram o copil, am început cu fratele meu și el făcea în perioada aceea bodybuilding. Și am făcut împreună acest sport. Apoi eu am plecat în Germania la studii, acolo am continuat. A fost foarte încântată de mică, a fost nebunită de și acest sport. Și arăți că o nemțoaică de-a lor. Da, sunt pe jumătate. Madame Sprechenzi Deutsche, voli. Da, sunt pe jumătate. Am făcut medicină în Austria. În Austria am făcut medicină, da, am trecut. Da. Și că auzi să-ți fie rău și să vine să-ți dea primul ajutor. Îți trece direct. Păi nu? Dar asta fac și în țară. Asta fac și în țară, lucrez în colaborare cu Crucea Roșie din Simeria. Contează cine îți dă primul ajutor, întotdeauna. Și fac voluntariat în folosul comunității. Câte concursuri ai pe an? Sau cam la câte? Deci cam între cel puțin 5 și 11 pe an. Bun, și între concursuri, cam care este perioada de prefacere, de pregătire, de o perioadă optimă? Că nu poți să ai săptămânal, cred că. Chiar am uneori. Dar, Mirela, nu-i foarte scump. Poți săptămânal să ai?
Da, am avut naționalele și după 6 zile. Ai timp să te refaci în perioada? Da, eu pot. Nu știu dacă alții pot, eu pot, pentru că fac de foarte mult timp. Dar nu-i scump, nu-i scump să mănânci la orez și pui și deci, să faci tot ce faci tu. Sigur, sunt foarte scumpe. Suplimentele nutritive, în general, sunt foarte scumpe. Eu trebuie să suplimentez cu suplimente nutritive, pentru că nu mănânc în perioada aceea, n-am voie să mănânc legume, n-am voie fructe. Nici legume, fructe, nimic. Nu. Dar de ce nu ai voie să mănânci? Păi toate alea suturile. Înmoaieță suturile. Da. Deci noi trebuie să rămânem foarte tari, pielea să rămână foarte tare atunci când întindem. Legumele și fructele înmoaie, conțin multă apă, fructoză și înmoaieță suturile. De aceea am voie doar orez și piept de pui, fără sare. Deci da, sare. Aceasta, deci sare reține apa. Reține apa și apoi când vrem să scoatem apa, aici. Rămâne apa în corp și nu o pot scoate. Acum, nu ca pot și tine nu o să arate, sunt sigur, dar măcar așa pot să le ajut pe doamne domnișoare pot să scape de... Pot arăta destul de bine. Deci depinde de fiecare, că totul vine din interior, voința omului din interior. Eu pot doar 20% să-i ajut, restul depinde de fiecare om în parte cât își dorește să arate bine. Să faci și să nu mai stai pe gânduri. Repede, cât de repede să-ți găsești o sală și te apuci și ți-am zis, sunt sigur că o să ai succes. Da. Îți mulțumim, mulțumim mult, Vali, mulțumim că ați fost la noi, vă așteptăm. Întotdeauna, cu mare plăcere, a fost foarte interesant. Ne vedem după reclame cu încă câteva lucruri interesante, dar pe final avem încă niște invitați, vorbim toți despre sport. Tot cu sport, tot cu gladiatori.